Salutare, numele sunt Narcis Gaming și bine ați venit la un prim episod de Finding Friends. Bine, am încercat să-l filmez odată cu bani, cam unde mi-a făcut figuri și n-a vrut să-l filmeze. Așa că noi o să dăm News Game și o să încep de la nivelul 1 și vreau să zic ceva. Acest joc a fost jocul copilăriei mele. Scopul este să mănânci cât mai mulți pești. Da, eu cred că i-am dat sonorul mut și nu o să auziți nimic. Asta e, nu sonorul este important. Bine, sonor, mă refer la sonorul jocului. Scopul jocului nu este foarte interesant, dar mie îmi place deoarece a fost jocul copilăriei mele. Scopul este să mănânc cât mai mulți pești. Când devii prădător suprem, poți să mănânci orice pește. Până atunci trebuie să te ferezi de toți prădătorii mai mari. Când acea linie galbenă de sus se încarcă complet, atunci ești la nivelul. Până atunci nivelul nu e gata. Da, și uneori când termin nivelele, apare o sirenă care îți aruncă stele. Perfect, nivelul este perfect. Este nivelul 1. O să existe și nivele mai grele și eu nu știu dacă o să mai fac videoclipuri așa cât de cât mai bune decât cele precedente, deoarece bine, eu mai am videoclipuri făcute. Nu știu dacă o să mai fie destul de bune în următoarele, că o să încep să filmez din nou cu Ice Cream Recorder și acesta îmi va face niște figuri. Așa am primit așa acest nivel. Acest nivel este pe tine, trebuie să mănânc 38 din pești. Da, așa. A, dacă apăsați din nou, o să se ia jocul de la capăt, desigur. Asta până intrați. Da, bine, noi să trecem peste tot. Adică fiecare episod s-ar putea să se încheie la... când terminăm un pește. Desigur, o să avem și balena. A. N-are nimic, am pierit. Am vieți. De câte ori mor, există 3 vieți. Și acestea se schimbă după ce le încarcă, cum se zice, după ce mor de tot, le termin pe toate. Și dacă mori, linia aceea galbenă care o ai încărcată, dacă n-ai apucat să o ai la un punct de salvare, adică la un pește nou de mâncat, îți dispare. Se duce pe râpă. Nu mă fixează. În sfârșit. Prădătorii o să se schimbe pe parcursul jocului, la fel și peștii. Fiecare pește mi se pare că are 10 stage-uri, adică 10 nivele. Deci sunt tot felul de pești. O să ne uităm la lista de pești imediat. Dacă vedem, următorul nostru pește va fi acest pește pe care îl mâncăm, adică ultimul nostru prădător. Videoclipurile mele o să dispară cum sunt ele acum și o să fie iar de rahat cu Ice Cream Recorder. Sper că o să le pun face mai bune totuși, să încerc să le fac prin freemake mai bune. Da, și de la următorul pește voi putea și să absorb bancurile de pești. Adică acești pești o să le pot absorbi cu un buton, să am grijă la scoricile alea, când se deschid să iau repede perla, altfel sunt înghițit aici. Și eu mai aveam foarte puțin și încărcam. Dacă vedeam peștișorul auriu din prima, era calmea. Da, peștișorul auriu. Ce face peștișorul pentru cei care n-au apucat jocul sau nu l-au jucat? Simplu. Peștișorul auriu îți încarcă chestia galbenă până la următorul pește de frenizism. Dacă l-am deschis să acum pe ăsta galben și îl prind pe ăsta auriu, are peștișorul auriu. Care este destul de greu de capturat și apare foarte rar, mă duc imediat la acest pește roșu care este prădătorul suprem. Deocamdată. De ce zic deocamdată? O să-l mănânc eu. Sau poate mă mănâncă el că sunt aproape să ajung la el. Ce aproape era?
Da, și am filmat decât 4 minute. Deci știm că să terminăm acest nivel și următorul. Știu că trecusem la următorul nivel când am vrut să verific banii, cam să văd dacă filmează. Așa, ăla roșu a plecat și eu am împărătorul suprem. Acum pot să mănânc orice pește care mi apare. Desigur, dacă apare rechinul, m-am dus. Exact, rechinul. Există un rechin care apare din când în când și mănâncă tot ce prinde. Am uitat să revizim lista cu pești, să vedem ce o să ne urmeze. Bine, eu știu ce o să urmeze, parte după asta, dar numai și după restul, că n-am mai jucat de mult. Priviți, aceste bancuri mici o să le putem absorbi de la următorul pește, adică prădător suprem de la acest nivel. Bancurile de pește sunt mult mai rapide decât peștii normali. Și m-am mâncat. Măcar știi că mai am o singură viață. Sper că aia e o singură viață în plus. Și nu ar fi ultima mea viață, ce ar însemna că aș fi mort. Că ăștia încă se învârpă aici, văzându-mă că sunt mai mari, nu se ocupă. Ăștia mai mari nu prea se ocupă și de ăștia micuți. Decât dacă nu mai au pești pe măsura lor. Și eu fiind acum pe măsura lor, fiind puțin mai mare decât așa ca să-i pot mânca. Vor să mă mânca. Hai mă, mă mâncați-mă acum. Vreau să mă mânci, acum îi mănânc eu pe toți. Nu mai apar de frică, știa. După să vedeți că acești pește devine el vânatul. Ăsta de aici, supremul. O să devine el ăla mai mic și o să devin vânat. Desigur, nu o să aibă aceeași culoare cum au și ăștia. Nici eu și eu nu o să aibă aceeași culoare, mi se pare. Nici de făcare că l-am eu acum. Aha, mai avem foarte puțin. Da, acesta e unul dintre ele. Deocamdată nu-i se rechinul, ăsta e mai slab, e tot mare. Și o să mă mănânce imediat. Măcar cel puțin jocul te avertizează când apare, nu ți apare așa din senin cum apar și ăștia lanții prădătorii. Restul ăla e prădător suprem, pe care nu poți să-l mănânc la acest nivel. Și n-am de niciun peștișor auriu. Mă bucuram dacă vedeam de un pește auriu. Peștele auriu trecându-mă imediat la prădătorul suprem de la acest nivel, bine. Parțial prădător suprem. Prădător suprem pe care pot să-l mănânc. Mâncat. Bine că am mers să-mi dau continuu. Aha. A, pentru continuu, dam niște vieți acolo în plus. Dar dacă le pierd pe alea... A dus cu tot continentul și eu de la capul nivelul. Ce era să mi iau țapă? Că tot veni vorba eu azi, tocmai ce am la vacanța de Crăciun. Vacanța de iarnă, în sfârșit sunt liber. Școală tot, teze date, teza la geografie dată, cred că a fost singura teză la care am luat cea mai mare notă. Dacă am atâția colegi în clasă care zic și mie pe aia și profesoara zice să-i ajut și pe ei să treacă, e normal. Eu nu m-am tocat, meduze, dacă mă atind de aceste meduze,
puțin să încetini și poate să fie o pradă ușoară. Dar asta nu înseamnă că peștii blocați aici pot deveni o... Nu pot să mănânce, adică ăștia prădătorii mei, cei care sunt mai mari decât mine deocamdată și mă pot mânca, asta nu înseamnă că nu mă pot mânca dacă ei sunt înghețați. Ei tot o să mă poată mânca. Peștișorul auriu, a trecut pe lângă mine peștișorul auriu. O știu, nu era să greșesc cuvântul din nou. Da, întotdeauna eu, nu știu, am o problemă, când vreau să mai zic ceva, mă încurc, mi se încurcă limba și pronunț greșit. Deci eu știu cum se pronunță corect. Bine, nu toate cuvintele, alea în engleză, dracule, știu. Da, îmi pierd unul la sirena asta. Gata, perfect, mi-a dat. Așa, asta e ultimul nivel înainte de pește. Trebuie să prim 40 de astea. Cred că așa o să, mi se pare că așa e la fiecare nivel. Și după o să-mi deschid acel pește. Desigur, eu o să termin jocul cât de curând, că nu mai am decât 5 zile la dispoziție cu asta. Și eu degeaba mi-am crăcat Bandicam-ul, că îmi cere licență să cumpăr și nu mai merge. Și cu Ice Cream și cu OBS nu mai vreau să încerc să filmez. Bine, cel puțin trebuie să-i găsesc eu niște setări și o versiune la care mi-arată setările pe YouTube ca să le fac ca lumea. Ca să reușesc, vreau să le fac ca lumea, că dacă reușesc să le fac ca lumea, pot filma și cu OBS fără nicio problemă. În sfârșit am terminat. Și acum mi-a deschis și acest pește. Deci, practic am ajuns cu acest episod. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!